Bun găsit! Astăzi discutăm despre importanța logopediei după un accident vascular cerebral. Logopedul Carmen Grigorescu este alături de mine astăzi și ne va spune care sunt exercițiile necesare într-o astfel de situație, dar și după cât timp pacienții reînvață să vorbească. Așadar, de ce este important tratamentul sau exercițiile cu un logoped după un accident vascular cerebral? În momentul în care se produce un accident vascular cerebral, persoana respectivă pierde capacitatea de a comunica. Accidentele vasculare ischemice sunt cele mai des întâlnite în cazul pacienților cu afazie. Ce se întâmplă în momentul acela cu pacientul? El nu mai reușește să aibă capacitatea de a comunica. El înțelege foarte bine ce se întâmplă cu el, răspunde la instrucțiuni, poate să arate ceea ce vrea sau dacă este întrebat unde sunt anumite obiecte, însă nu are capacitatea de a articula, are probleme de deglutiție și nu reușește, nu-și dă seama cum se formează sunetele, cum ar putea să miște gura sau să respire sau să miște limba astfel încât să iasă acele sunete pentru a verbaliza. Este foarte important ca după un accident vascular pacientul să înceapă terapia logopedică încă de când este în spital. Cu cât trece timpul, cu atât șansele de vindecare sunt mai puține. După ce ajunge pacientul acasă, este foarte important să continue această terapie. Ce înseamnă terapia aceasta și mai ales dacă pacientul poate face aceste exerciții și acasă cu ajutorul logopedului, nu trebuie neapărat să se deplaseze, bănuiesc, nu? Sigur că da. Noi lucrăm în terapie, evaluăm de la o ședință la alta, dar lor le dăm niște teme pentru acasă, pentru că e ca și cum mergi la sală și spui că vrei să faci mușchi. Nu ai cum să faci asta dacă nu faci acest antrenament în fiecare zi. Și atunci, în cadrul cabinetului, pacientul este învățat cum să își poziționeze limba. Vor fi exerciții, de exemplu, dacă pacientul nu reușește să ridice limba sus, nu va putea emite sunetul L. Dacă nu va putea apropia buzele, nu va putea emite M. Și așa mai departe. El nu își dă seama cum poate să facă lucrurile astea pentru că a pierdut aceste achiziții. Și vom începe cu limbajul ca și cum ar fi un bebeluș. Și acest lucru se poate și la maturitate, da. De fapt, la vârstnici? Exact. Adică e mult mai greu, îmi imaginez, nu? Nu e neapărat mult mai greu, pentru că cumva ei deținând limbajul anterior, autostrăzile alea neuronale cumva sunt, numai că trebuie readus aminte cum se face acest lucru. Mai este masajul facial pe care noi îl facem, sunt tot felul de exerciții legate de aparatul fonoarticulator, reeducarea respirației, nu știu, de la băut cu pai, suflat în diferite obiecte, astfel încât ei să înțeleagă cum să-și folosească practic organele ca să poată să vorbească din nou. Și inițial o să emită vocalele, apoi combinăm cu consoane, facem silabe, apoi cuvinte. Este așa un parcurs foarte, foarte lung. Recuperarea durează între câteva luni și câțiva ani, depinde de la un pacient la altul. Familia, bănuiesc că este foarte importantă în acest aspect, pentru că dacă spuneai că exercițiile se fac acasă, cei care sunt lângă noi ar trebui să ne ajute, nu? Sigur că da, familia este foarte importantă, însă am văzut că de multe ori își pierd și ei răbdarea, pentru că este o muncă de ani de zile și la un moment dat motivația scade, pentru că în AVC-uri vorbim în general despre persoane peste 60 de ani. Da. Din ce în ce am avut și câteva cazuri de 30 și ceva, însă majoritatea sunt oameni mai în vârstă. Iar motivația lor scade foarte mult când văd cât este de greu să-și revină și caută muncii zilnic. Se gândesc, dar ce rost mai are să muncesc atât, că oricum nu mai am mult de trăit, nu mai contează. Deci până la urmă pacientul reînvață să vorbească, nu? Pacientul reînvață să vorbească, da. Și contează oarecum și vârsta sau e mai important cât de puternic a fost AVC-ul? Este foarte important cât de puternic a fost AVC-ul, este foarte important cât de repede s-a acționat și cum a răspuns la această intervenție. Exercițiile ar trebui făcute zilnic? Zilnic, da, da, da. Sunt niște exerciții oral-motorii, cumva ei o iau în joacă, suflă în baloane, nu știu, vibrează buzele, ne strâmbăm în oglindă, astfel încât să punem în mișcare mușchii. Majoritatea au probleme și de deglutiție, adică de înghițire, și cu cât
cu cât pacientul nu folosește limbajul, cu atât musculatura este din ce în ce mai slab dezvoltată și ei ajung să se nece cu alimentele, să nu reușească să țină lichidele în gură și să le scape pe gât. Și na, o dau în lucruri mai complicate, pentru că se neacă și nu mai au controlul alimentului în gură. Mesajul de luat acasă, până la urmă, ar fi că terapia aceasta ar trebui să înceapă imediat, nu? În urma acestui accident nefericit. Și, până la urmă, familia e responsabilă de acest lucru, pentru că pacientul nu cred că realizează. Pacientul nu realizează, da, pacientul nu realizează și, de multe ori, nici cei din jur nu realizează că persoana respectivă are un AVC. Și că nu mai poate să vorbească apoi. Da. Mai ales dacă sunt vârstnici. Exact. Mulțumim mult pentru aceste recomandări. Cu mult drag. Ne revedem așadar și mâine dimineață. Sănătate multă!